Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Scandal SRI, ăsta este numele SRI Gate, aș putea spune, da, Comisia de Control a SRI continuă audierile, e o întreagă dispută, da, ați văzut informațiile acum ceva, câteva minute pe B1 TV, președintele Comisiei Claudiu Manda a ieșit și a explicat pe cine a audiat și ce informații s-au mai dat. Cei de la Comisia SRI sunt nemulțumiți de modul în care Serviciul Român de Informații le furnizează informații, sau mai degrabă nu le furnizează, le dă răspunsuri lapidare. Este o anchetă în plină desfășurare, e povestea cu culoarele pe justiție, pe culoarele mass media, e o întreagă nebunie, da, legată de SRI. Nu întâmplător, invitații mei din această seară sunt foștii colonei SRI, Ioan Dedu și Daniel Florea. Bună seara, domnilor! Bună seara! Și Valentin Ionescu, analist economic, căzut în această dispută despre Serviciul Român de Informații. Dacă am făcut legătura telefonică, o să ni se alăture discuției și Daniel Dragomir, fost colonel SRI și el, prezent astăzi în fața Comisiei. Bună seara, domnule Dragomir! Bună seara, domnule Măstire, și bună seara și invitațiilor dumneavoastră și foștilor mei colegi și actualilor colegi. Bun, am văzut declarația domnului Manda. Explicați-ne o chestiune. Claudiu Manda povestea despre un soft și despre faptul că pe calculatoarele Serviciului Român de Informații s-ar fi făcut acte în anumite dosare penale de la DNA. Bun, eu n-am apucat să văd declarația domnului președinte Manda. Sunt lucruri care s-au discutat de-a lungul audierilor, inclusiv acesta, și am afirmat încă din prim moment că una din problemele sau una din variantele pe care eu le văd de încălcare a Constituției a reieșit inclusiv din aceste materiale care au fost predate de organul de cercetare penală și ulterior utilizate în dosarul penal. Bun, ați dat exemple punctuale, nu o să vă cer neapărat despre ce dosare sau în ce dosare s-a lucrat așa, sau ați descris un mecanism așa generic, general? Eu am descris un mecanism generic, general, cum îl numim. Am dat exemple concrete, am dat situații concrete, am dat detalii privind la persoane care cunosc despre aceste situații și am prezentat și documente și am indicat unde poate comisia să caute pentru a se clarifica. Am înțeles din ce spunea domnul Manda că cei de la SRI nu ar răspunde foarte prompt sau nu ar da toate informațiile solicitate. Este foarte complicat. Dumneavoastră mergeți și operați ca un fel de avertizor de integritate publică, adică spuneți niște lucruri, dar comisia trebuie să facă și o investigație, da, de bună seamă la SRI. Dar dacă SRI-ul nu ajută comisia... Eu nu cred că SRI-ul nu va aflați într-un punct bun. Declarația domnului președinte Manda, dar nu știu dacă s-a referit la chestiune din comisie în care sunt eu implicat. Impresia mea a fost, am văzut știrea anterior audierii, că ar fi fost referire la sufrageria domnului Oprea. Dar nu știu, să spunem. Eu, din ce observ, vă spun cu toată speria, lucrurile încep să se proceseze la nivelul comisiei și, în al doilea rând, cred, sunt absolut convins că doar printr-o conlucrare dintre comisie și conducerea SRI, și eu sunt convins, repet, sunt convins că această conlucrare există și va exista, lucrurile vor fi clarificate într-un sens sau altul. Păi nu există, domnule Dragomir, repet, din ce declarații publice avem, e și povestea, Manda s-a referit și la povestea cu întâlnirea din sufrageria lui Oprea, da? Supravegheată sau nu de SRI, Manda a spus că cei de la SRI au folosit pretextul secretului de stat pentru a nu furniza informații despre acea întâlnire. Repet, dacă SRI-ul nu va colabora, tot ceea ce spuneți dumneavoastră, înțeleg că poate fi găsit la SRI. Informațiile, datele, lucrurile pe care le cunoașteți pot fi verificate dacă această comisie merge la SRI și face verificările, sau SRI colaborează cu această comisie? Nu numai atât, domnule Mănăstire, mai este un aspect pe care eu tot timpul l-am invocat, și anume serviciul are mecanisme interne de verificare, protecție și autoprotecție. Din ceea ce știu eu, aceste mecanisme au funcționat și funcționează și sunt convins că prin această conlucrare, repet, prin această conlucrare se poate ajunge la aflarea adevărului.
Bun, sunteți optimist, sunteți pozitiv, repet, dumneavoastră spuneți un lucru, Claudiu Manda, președintele Comisiei, spune altceva. De exemplu, Comisia vrea să afle de câte ori a fost doamna Chiuvei și la SRI, da? Înaintea unor dosare importante. Dacă nu știm oficial din partea SRI dacă doamna Chiuvei a fost în sufrageria lui Oprea, ce ne face să credem că cei de la SRI vor furniza și alte tipuri de informații de genul ăsta? Unde a fost doamna Chiuvei și dacă a fost cineva din conducerea SRI, unde s-au văzut, când s-au văzut, de câte ori s-au văzut? Cred că nu doar comisia, și dumneavoastră, și invitații dumneavoastră, dar și publicul este interesat să afle de câte ori, cum, în ce context, ce persoane au mai fost prezente la o serie de întâlniri care s-au derulat în sediile SRI. Acele întâlniri, din cum cunosc, și invitații noastre pot să mă confirme sau să mă infirme, sunt documentate, sunt monitorizate, sunt auditate, deci până la urmă lucrurile vor fi finalizate. Astăzi presa a comentat, s-a luat o decizie importantă pentru modificarea legii în sensul în care se pot face audieri la această comisie de control a SRI-ului și fără să fii prezent fizic, da, prin teleconferință și modificarea asta legii l-ar viza sau îl vizează pe Sebastian Ghiță, care ar urma să fie audiat din Serbia, da, de unde este fugit. Știți ceva în legătură cu chestiunea asta? Da, am observat, s-a discutat acest lucru, este practic o modificare a hotărârii 30 de organizare a comisiei. Eu nu pot decât să o salut din toate punctele de vedere. De ce? Pentru că modificările efectuate astăzi sunt în spiritul unei activități transparente și democratice la nivelul comisiei și dacă tot tindem spre modelul american, uitați-vă comisiile de investigații în Statele Unite, cum se desfășoară și eu cred că nu ar trebui să le ascundem neapărat după acest clișeu al secretului, acolo unde există, sigur că da, trebuie aplicate, informații clasificate, dar unde nu există și sunt elemente pe care chiar și publicul ar trebui să le afle, nu știu de ce ne ferim ca publicul larg chiar să le afle. Ok, mulțumesc pentru intervenție. Dacă domnii Dedu, Florea, dacă mai aveți întrebări pentru domnul Dragomir? Nu, dar dacă, apropo de ce vorbeați dumneavoastră, dacă SRI-ul, că n-am mai vorbit de mult în spațiu public, dacă SRI-ul a dat acest răspuns comisiei că prezența lui Coldea și a lui Maior în sufrageria domnului Oprea este de importanță deosebită, practic este strict secret, asta înseamnă că ei se află acolo oficial. Și atunci este mult mai grav din punctul meu de vedere că deschide o altă cutie a Pandorei. Dacă Maior și Coldea se aflau la o întâlnire privată, dar în calitate oficială, iar SRI-ul știa asta, SRI-ul domnului Helvig, asta înseamnă că este un lucru foarte grav, iar comisia deja poate să deschidă către procurori o linie de acțiune pentru o anchetă în alt fel de condiții decât ce a făcut domnul Lazar. Dar ce legea au încălcat că erau acolo? N-au încălcat nicio lege. N-au încălcat nicio lege, că au respectat legea Securității Naționale care spune că activitatea Serviciului Român de Informații în integrum are caracter secret de stat. Păi dacă domnul Maior, domnul Coldea au fost într-o întâlnire privată, păi atunci avem un alt gen de problemă și anume faptul că întâlnirile private în România ale șefilor de instituții, din serviciile de informații, sunt clasificate, ceea ce este odată că e o aberație și mai mult, este nelegal. Conform legii 182 nu se pot secretiza decât informații care privesc securitatea națională și sunt enumerate care categorii. Stați puțin, o să rog și pe Daniel Dragomir să mai rămână dacă nu este cu noi, dacă nu continuăm discuția așa. Păi avem un act de la parchetul general Ioan Dedu. Corect. Ce avem? Avem un document oficial de la parchetul general. Da, care spune că e privată întâlnirea. Nu, care spune și care confirmă că Florian Coldea și George Maior au fost acolo. De unde știe parchetul general dacă toată activitatea... Păi nu, din audieri. Păi din audieri. Păi n-a fost Angela nici Maior? Păi nu. Din cei care au fost prezenți. Probe testimoniale. Deci sunt deja probe, pentru că sunt mărturii. Parchetul a luat niște mărturii de la Dan Andronic, de la cum îl cheamă, cel care a fost ziua lui Onțanu, deci eu să de la Angel Iordănescu, de Maior la Oprea. Nu pot fi audiați Coldea și Maior să confirme sau să infirme că au fost acolo? Nimeni nu poate să-i audieze, nici Comisia Parlamentară, nici parchetul? Dar prin răspunsul pe care l-a dat Serviciul Român, deci prin domnul Helvig, și-a asumat o mare responsabilitate dând un răspuns clasificat. Înseamnă că conținutul, noi am mai discutat în foarte multe timp. Ceea ce e scris acolo, nu știm, că domnul Manda a zis că nu poate să spună decât dacă declasifică. Da? Deci au văzut răspuns.
înseamnă că acel conținut are caracter secret de stat, conform legii 182, deci conform unei legi. De e noaptea minții ce discutăm aici. E noaptea minții. Deci șprițurile și coterile lor personale sunt secrete de stat? Da. Nu, dar e încălcarea legii. Nu, dar nu există, pentru că legea stabilește clar ce informații pot fi clasificate. Ați înțeles? Legea stabilește. E un articol care spune clar 15, sunt toate categoriile de informații. Ei, acolo plecând acolo de la petrecerile ăsta... nu sunt. Dar nu poate. Haideți să fim și logici. Nu, asta e... O întâlnire privată nu poate să aibă... Partea aspect... oficială și legală. Dar dacă au fost într-o activitate care are legătură strict cu securitatea națională, atunci se putea clasifica un răspuns. Ați înțeles acum? Ceea ce înseamnă că activitatea din... Ce au făcut acolo să fie secret de stat? Păi nu știu ce au făcut. De importanță cei deosebită. Doi, dacă au fost acolo, ceilalți ne fiind participanți la o activitate de informații, să zicem așa, ceilalți pot vorbi. Stai puțin, deci Maior și Coldea se întâlneau cu sursele? Pe semne. Se întâlneau cu sursele? Activitatea cu sursele secrete umane este clasificată secret de stat. Așa. Păi uite că începem să ne apropiem de adevăr. Dacă, domnilor, și acum fac o speculație, pornind de la exemplul ăsta cu sufragerea, dacă ei au secretizat și întâlnirile și partidele de tenis, și întâlnirile de la șpriț din casele conspirative ale seriei, și spun, domnule, nu există acele întâlniri, adică nu există pentru publicul larg, pentru că noi le-am secretizat. Deci nu mă dă niciun răspuns. Este abuz în serviciu în cazul ăsta și se încalcă legea. Deci, pe de ce? Normal, nu spuneați că voie. Toată activitatea serviciului este secretă. Nu, haide să... Bun, haide oricum să atent. Oricum eu nu. Mai există o hotărâre de guvern. De ce discutăm despre asta? Pentru că mie îmi pute de la o poștă a mușamalizat. Haide să stabilim pentru ultima oară în public, în spațiu public. Există o hotărâre de guvern 01050/2002, prin care s-a aprobat lista informațiilor clasificate la nivelul Serviciului Român de Informații. Cred că domnul coleg sau domnul partener de discuții, pentru că a fost și în calitate de ministru, parcă, da? Sigur își amintește că există o astfel de listă și la nivelul Ministerului de Finanțe, poate și la alte ministere, care se aprobă prin hotărâre de guvern. Poate să confirme sau să infirme, dacă eu am să nu dreptate. Dar vă spun că am dreptate de la început. Chiar dacă nu vrea să... Sau nu poate. Dar sunt convins că își amintește. Ideea este următoare. În acea listă sunt prevăzute toate categoriile de informații sau documente care pot fi clasificate pe diverse niveluri de secretizare. Ați înțeles? Secret, strict secret sau strict secret de importanță deosebită. Numai în baza acelei liste, cineva este îndreptățit să clasifice conținut. Am înțeles, în dar ce legătură are cu întâlnirile astea private? Păi deci, acolo ar trebui să regăsim că o întâlnire privată și un extras sau ceva scris despre acea întâlnire are un caracter clasificat, ați înțeles? Altfel este interzis prin lege. Nu poți să clasifici ceva care nu e prevăzut în acea listă. Adică domnul Manda a fost fentat, ca să fim așa. I-a venit ceva cu mantă, ca să fim în... E destul de ușor să-l fentezi. De procedură și nici nu dau detalii despre procedură. Ca să fie clar, vreau să zic altceva. Dacă întâlnirea de care se face foarte mult caz, de când a fost dezvăluită presa... Întâlnirile, din punctul meu de vedere, care sunt un outsider, țin de, hai să spunem, de o etică profesională, nu atât de legalitate. Ce ați discutat dumneavoastră mai devreme, ca să clarificăm... E de legalitate. Ține de legalitate în măsura în care urmarea acestor discuții, acolo s-a făcut schimb de informații care pot avea caracter de secret de stat. Păi da, nu puteau cei prezenți de acolo. Ok, să dețină. Bun, așa problema este doar atât, că nimeni de fapt nu știe precis ce s-a discutat acolo, corect? Păi da, dar deci nici erau... nu putem specula pe ce s-a discutat acolo. Păi Oprea era om politic, n-avea cum să dețină informații clasificate. Asta păi n-avea voie. Ca să nu vă spun că știți foarte bine că dacă eu, în calitate de demnitar, primesc o informație... De la Serviciul Român, da? Așa, eu semnez pentru... Da. De care răspund. Răspund pentru ea. Și-ați returnat-o înapoi, da? Exact. A, păi vedeți, pe bază de catalog, da? Deci, așa. Deci cum făceați, domnule Ionescu? Primeați plicul? Nu, deci dacă, dacă nu este o informație verbală, discutăm de informații scrise. Nu, verbale nu există informații. Scrise. Asta știm pentru că trebuie să existe dovadă. Dar nu poate fi clasificat o informație verbală, că nu există. Deci nu discut de conținutul informației care poate fi important sau poate fi o banalitate. Eu discut de caracterul informației.
procedura zice așa, când primesc o informație, o citesc, semnez pentru, înainte să deschid plicul, în funcție și de nivelul de acces pe care îl am, că nu toată lumea are același acces pe nivelul de informație. Nu asta ți-a avut SSID. Ca ministru ai un anumit nivel de acces, ca secretar de stat ai alt acces, ca, mă rog, consilier de la cabinet ministru alt acces, etc. Bun. Semnez pentru informația pe care o primești, se dă înapoi omului care este obligat să exact. Ofițerul de securitate. Exact, desemnezi în registru pentru asta, dai documentul înapoi și cu asta basta. Deci nu rețineți. Nu? Ați văzut? Nu. Nu. Așa, nu ai voie. Pornind dar de ideea, la... eu am ridicat următoarea problemă, și anume că în momentul în care mă întâlnesc cu cineva, fiecare având o anumită poziție, se ridică o... ca o... întâlnirea în sine, nu discut de conținutul convorbirii, ridică o problemă de etică profesională. Nu neapărat de legalitate. De divulgarea secretului. Ok, un moment, să nu, că nu vreau să mă repet. Problema de ce ați ridicat dumneavoastră de abuz este în momentul în care eu, aflat într-o poziție de putere, dorind să acopăr o banalitate, secretizați, o banalitate de fapt, corect, secretizați, secretizez banalitatea. Păi. Asta este o stupizenie monumentală și acolo poate să apare deci, eventual serviciu, o problemă de abuz. Exact. Asta am și spus. Da, asta problema am spus. Este, domne, deci pare SRI... chestiunea este doar atâta că cei de la Comisia Parlamentară însă nu au anchetat ce spuneți dumneavoastră. Ei nu au luat-o pe o logică juridică, ei au luat-o după o logică politică pentru că aveau ca țintă doar atât. Domnule, hai să o omorâm pe asta, pe Chioveș. Comisia de control civil. Comisia de analiză a evenimentelor din 2009. Da, da. E important să facem distinție. Nu, știu, dar ei, da, vă faceți dumneavoastră, dar ei nu o fac. Ei o fac de ochii lumii, dar păi interesează cu totul alte lucruri decât judecați dumneavoastră, asta vreau să zic. Dacă îi interesează, înseamnă că ești din cadrul și lor al atribuțiilor de serviciu pentru care sunt plătiți. Păi stai un pic, acolo intră neglijență, alte... Poți fi luați pentru orice. Păi interesează niște obiective politice, adică dumneavoastră discutați în alți termeni. Păi înțeleg, aici se vorbește de Comisia de Control Serii, la care a venit răspunsul. Nu are treabă cu Comisia din 2009. Nu, eu nu spun de asta. Eu m-ați înțeles foarte bine și am spus, adică nu divagăm niciunul dintre noi. Da? Bun. Deci știm foarte bine amândoi ce o se urmărește la Comisia Parlamentară. Da, deci obiectivul nu este de legalitate. Domnul Ionescu, discutăm despre Comisia de Serii. Aici e o chestie serioasă. Și avem așa, că repet ca să punctez și să ne înțeleagă toată lumea. Și la Comisia cealaltă de anchetă... Nu, aia era Comisie Specială Politică. Aia era politică. Domnul Ionescu, în momentul de față... De control nu mai e politică. E un fel de... Politică este cât e în Parlament, e politică. Domnul Ionescu, în momentul de față avem următoarele informații, că discutăm nu pe speculații, pe informații. Avem această Comisie de Control SRI, care vrea să lămurească niște lucruri denunțate de Dragomir, de fostul secretar de stat de la Justiție, Ovidiu Puțura, a spus și niște lucruri, și se cer date de la Serviciul Român de Informații. Cum ar fi întâlnirile? Foarte importante. Noi, aparent, considerăm că aceste întâlniri sunt informale, oarecum banale și nu pot fi secretizate. SRI transmite comisiei că nu poate furniza genul ăsta de informații, cel puțin într-un caz. Numai dacă are legătură cu munca de informații. Dacă are legătură acea întâlnire cu munca de informații, automat se secretizează. Pe altfel, cum puteau să o secretizeze? Adică, altfel nu puteau. Înseamnă că le-au secretizat pe rac contrariu, pe logica asta. Păi deci dacă SRI spune comisiei, băi oameni buni, nu pot să vă dau nimic în legătură cu acest subiect al întâlnirii. Secretizarea are. De ce nu ne-a spus? Haideți să ne spună ce... Asta poate să spună numărul, data și ce nivel de secretizare are acel document. Atât. Poate să spună. Că nu e o încălcare de nimic. Și ce titlu are? Raport? Nu știu. Aia poate să spună. Că nu divulgă conținut. Și e obligat să spună chestia asta. Un aspect interesant la comisie, pe lângă audierea lui Daniel Dragomir, a fost audierea fostului secretar de stat de la Justiție, vă spuneam, Ovidiu Puțura, a fost director al Departamentului de Securitate din Ministerul Justiției. Și coleg cu doamna secretară de stat, Alina Bica, la momentul. Coleg cu Alina Bica, într-adevăr, a fost, a lucrat și al ministerului. Da? Și deci Ovidiu Puțura povestește că, foarte important, că anumite dosare aveau o anumită cale, anumiți judecători intrau în anumite dosare, Dosare penale, să zicem. Dosare... Evident, adică, pe care judeca, că atunci când se întâmplau lucruri interesante, de genul dosare importante, care trebuiau să vină pe la instanțe, doamna Chioveși avea întâlniri cu
Judecători. Cu judecători sau cu cei de la SRI, așa. Da? Culoarul justiției, o povestește Puțura. Acum este un joc interesant. Cam toți oamenii pe care o să vedeți înșirați pe la comisia asta, cam toți au dosare la DNA. Și aici vine o discuție legată de credibilitatea lor. Ei spun așa, spune Puțura, când am intrat în conflict cu un mare șef din SRI, mi-au făcut dosar. Pentru că știam prea multe, pentru că văzusem prea multe, pentru că eram incomod. Făcându-mi dosarul, după ce mi-au făcut dosarul, tot ceea ce puteam sau ce știam eu, da, a devenit oarecum sub semnul întrebării. Domnule, spune Puțura că ai dosar penal, spune Daniel Dragomir că ai dosar penal, spune Daniel Forea, nu că ți-au făcut și ție percheziții pe acasă. Da, da, ești martor. Ești martor, ai scăpat, puteai să te trezești și cu un dosar penal. Și aici e o întreagă discuție. În ce măsură oamenii ăștia, care acum se prezintă a fi avertizori de integritate publică, oameni care vin să dezvăluie lucruri pe care le-au văzut, da, pot fi credibili în toată dezbaterea asta complicată despre SRI. Dar știți care e avantajul? Pentru că mai este o problemă. Și vechea securitate mergea pe dosare penale. Corect. Și asta este, dacă vreți așa, o dependență de trecut organizațional, de cultură organizațională, care se păstrează inerțial. Ai o explicație de ce se întâmplă asta. Dar n-ar fi trebuit. Da, dar pentru public este o mare problemă. De ce? Pentru că eu, de pildă, care sunt profan, adică am o informație incompletă, nu-mi dau seama care dintre cei care fac asemenea dezvăluiri este de bună credință și care nu e de bună credință. Corect. Așa, da, cum? Da, prezumția de nevinovăție funcționează. Da, deci asta e formal. Asta e Constituția. Știu, dar discut de percepție, nu discut de legătură. Vă dau mai au problem. Pot să vă dau un contraargument? Da, vă. Astăzi a fost audiată doamna Ecaterina Andonescu, fost ministru al educației, în dosarul Dinu Pescariu. Da. Deci, pentru DNA, un mituitor ca Dinu Pescariu este o persoană bună când denunță, da? Da. Avem certitudinea că omul și-a luat șpăgile, pentru că există conturile. Omul era cărătorul de șpagă. El este folosit cărătorul de șpagă să denunțe, rămâne cu banii de șpagă și el este o persoană... N-ar trebui să rămână cu banii de șpagă. Păi de ce să, dacă așa s-a întâmplat? Da, bine. Asta a fost înțelegea. Are sechestru. Da, are sechestru. Deci, sub aspect moral... Dar puțin mai... Domnule Ionescu, sub aspect moral, Dinu Pescariu era un șpăgar. Dar el a fost luat de bun, moralmente, pentru a fi denunțător și ai băgat pe alții la mize mai mari. Pentru a merge la mize mai mari. Și atunci... Și mai e încă ceva și mă scuzați. Apropo de dosare, ca să terminăm măcar subiectul ăsta nițel. Aici se ridică iarăși o problemă de principiu și spun că sunt și de formație juridică. Știm foarte bine că înainte de 89 securitatea se ocupa și de cercetare penală. Știți? Da, da, nu pe toate. Nu pe toate. Nu, dar de aia s-a rupt. Problema acum se pune așa. Sunt dosare de corupție care pot avea legătură cu securitatea națională. Eu nu spun că toate sunt. Nu are deloc legătură. Stați un pic. Dacă, de pildă, am ipoteza următoare. Să vă țineți ideea că despre asta o să discutăm după o scurtă pauză comercială, despre culoarul ăsta al justiției, despre cum SRI, și ați văzut informațiile, care exista softuri, că s-au făcut dosare, s-au scris acte procedurale și rechizitorii la SRI, pe calculatoarele SRI, acte folosite după aceea de DNA în dosare penale. Pauză și revenim. Așadar, este scandal în desfășurare între Serviciul Român de Informații și Comisia de Control a Serviciului Român de Informații. Informația serii ar fi că Sebastian Ghiță, da, fugit la Belgrad, urmează să fie audiat prin teleconferință de această comisie parlamentară. Și evident, dacă vorbește Ghiță, presupunem că o să dea niște bombe, da, așa cum ne-a obișnuit, poate mai scoate o factură, poate mai scoate niște bănuți, niște extrase de cont, cu niște domni de pe la SRI, poate niște imagini, dar Sebastian Ghiță va vorbi în fața comisiei și va detona și el. Și avem așa, l-avem pe Ghiță, pregătit să vorbească în fața comisiei, l-am avut pe Daniel Dragomir, am avut-o pe Alina Bica, se pregătește mâine Elena Udrea, se pregătește apoi Traian Băsescu și lista continuă cu vreo 65 de nume. Da? Ce va ieși din povestea asta? Ion Dedu, Daniel Florea, voi aveți, hai să nu zic un conflict, aveți o dispută cu Serviciul Român de Informații din care ați plecat, cum ați plecat, din punctul meu de vedere, și sunt subiectiv că am făcut atâtea emisiuni, ați plecat
incorrect și modul în care ați fost tratat a fost incorrect. Cum credeți că se va încheia povestea asta? Mie, repet, sunt mai sceptic, miroase a mușamarizare, adică nu văd Serviciul Român de Informații dispus să recunoască niște lucruri simple. De exemplu, da, cum a făcut emisiunea cu documentele, faptul că SRI a participat în dosare penale și a făcut muncă de poliție judiciară. Păi, haideți să mai arătăm un pic. Ideea este următoarea. Eu sunt convins că în funcție de calitatea oamenilor care vor fi solicitați să vină în plenul acestei comisii pentru a da date și informații utile pentru dânsii, deci nu date și informații clasificate, că n-au cum să dea. Este altă problemă care ar trebui să o rezolve și comisia. Deci, în funcție de acest lucru, cred că Serviciul Român va avea o presiune și, la un moment dat, cred că va trebui să se rupă de ceea ce ține de secret. Dar tocmai că vorbeam de aceste lucruri, în raportul din 2012, raportul de activitate al Serviciului Român, deci editat de dânsii și publicat, interesant e că 2015-2016 nu există rapoartele publicate. Pe cum să nu existe? Nu s-a făcut raport pe activitatea SRI? Nu. Și de asta ar fi interesant să fie întrebat Serviciul Român când are de gând să pună în dezbatere, sau comisia când are de gând să dezbată aceste rapoarte 2015-2016, pentru a vedea în ce mod a fost și activitatea în ultimii 2 ani. Dar în 2012, Serviciul Român, și întrucât aceste rapoarte văd că nu sunt asumate de actuala comisie, nu sunt dezavoate, din contră, asimilate și acceptate, da? Și recunoscute de SRI. Apar la pagina 16 din 40, că nu are sens să, da, cine dorește poate să-l citească, e public. Dar apar câteva secțiuni foarte interesante. Face un accent deosebit, a fost pus pe sporirea calității, consistenței datelor și informațiilor puse la dispoziția organelor de aplicare a legii, deci de aplicare, adică a procurorilor, da? Și respectiv a operativității în transmiterea informațiilor referitoare la săvârșirea de infracțiuni către organele de urmărire penală. Deci aici face o altă distinție, pentru că organele de aplicare a legii pot fi și ANAF, mai pot fi câteva instituții. Da? Pentru a se evita pierderea unor momente operative și a unor oportunități în planul probațiunii. Deci dacă sunteți atent la topica și semantica, o să observați sunt pe paliere sau pe culoare, ca să zicem. Nu? Ca adică să a oferit dovezi în probe în probațiune. Da? Păi, Serviciul Român... Au produs probe. Păi nu poate. Serviciul Român produce informații. Păi da, uite că poate, că scrie SRI un document oficial. Da, este ilegal. Interzis, ilegal. Singurele probe pe care le poate, sau de fapt mijloace de probă pe care le poate oferi Serviciul Român, sunt așa numitele acte de constatare. Erau până în 2014. Iar după 2014 sunt procese verbale pe care le pot face la anumite situații, conform codului de procedură penală. Deci astea sunt singurele prevăzute de lege. Dacă există altceva, să mă contrazică domnul purtător de cuvânt sau Serviciul Român prin departamentul minimat juridic, da? Unde e o doamnă foarte, în locul lui Dumbrava, este o doamnă care, așa pentru surpriza dumneavoastră, doamna aceea a reprezentat SRI în procesul cu mine, ca să știți. Și v-a bătut. Nu m-a bătut, pe mine. Judecătorul v-a bătut. Da, nu m-a bătut pe mine. Fost judecător pe culoare. Dânsa chiar venea cu idei interesante despre arestul militarilor, care nu știu dacă... Am și probă audio în ședință. Deci SRI a muncit în probațiune. Deci mai a mult cules probe pentru, da, procuror. Mai mult, în numeroase cazuri, experți în domeniul juridic al serviciului, poate dumneavoastră sunteți neutru, ar trebui să ne spuneți cum înțelegeți, de la nivel central sau teritorial, iată cum face o răspândire, de fapt, nu? Au fost cooptați în echipe operative comune constituite la nivelul unor structuri ale organelor de cercetare și urmărire penală. Acum și mai tare, a introdus și organe de cercetare, că până în 2014 era organ de cercetare și urmărire penală, da? Iată cum avem din nou o devoalare, nu, a echipelor mixte, nu? Păi nu, ce înseamnă de echipe operative comune? Există protocol de colaborare cumva? Nu există. Pentru că nu e legal. Ce există? Nu este legal. Da. Deci nu este legal. Deci dumneavoastră faceți muncă de informare și managementul informației pe un anumit nivel, ca să mă exprim altfel. Corect.
cu da? Materialul clientului. A, mă rog, așa. Da. Mai departe. Și acum și vine... organe judiciare fac altceva. Haideți da. Să închem apoteotic. Și asta da. E apoteotic. Acum. Da, da, da. Bine așa, SRI a contribuit în anul 2012 la efortul național, deci vă dați seama ce cuvinte patetice, da? De da, combaterea infracțiunilor grave de natură economică financiară. Aici sunteți specialist. Ați auzit, frate, de infracțiuni grave de natură economică financiară? Că eu nu știu în codul penal să este infracțiuni grave. În codul penal erau la un moment dat, deși au fost scoase în 2009 când a apărut un nou cod penal, așa. După cum știți, da? Au mai rămas câteva infracțiuni, nu grave, dar care denumirea infracțiuni toate infracțiunile grave. Sunt grave. Păi nu, dar, păi vedeți, nu dar, sunt, alea peste 5 ani sau 7 ani sunt, atât, păi vedeți. Da, depinde ce infracțiuni economice scrie acolo despre de ce infracțiuni. De natură economică financiară. Nu. Păi așa scrie SRI-ul. Păi ați găsit, în codul penal infracțiuni de economico-financiare? Că n-am găsit. Eu aș vrea să revin, dar se poate la... Poate să fie și în fals în înscris. Păi da, dar nu... Foarte scurt, că trebuie să discutăm despre Sebastian Ghiță. Acum, prin activități de documentare și informarea instituțiilor cu competențe în instrumentarea penală. Deci SRI spune că a făcut activități de documentare și informarea instituțiilor de competențe în instrumentarea penală. Bun, dar a zis că e de informare, e de informare, dar asta face. Documentare. Păi documentarea tot de informare, două în colo, că asta o înțelege. Documentare înseamnă că trebuie da? Să strângi ce? Să strângi probe scrise. Păi probe nu are treabă SRI-ul, atenție. Păi da, da. Bun, eu înțeleg că nu stânge, nu face asta în principal SRI-ul, da, dar dacă îi se cere, păi stați nu, un pic. Dar cine da, cere? Munca de informații presupune și colectarea de date materiale, păi nu doar pe suport digital. Păi da, dar documentare înseamnă că a documenta, da. Știți ce înseamnă limba da, română? Da, bun. Bine să spun. Acest eu. Palier... Bun, poți să strângi și documente. Daniel Florea. Dar nu, haideți că n-am trebuit mai eu. Și vă explic imediat de ce. Și când fotografiezi este probă... Și dacă ai făcut asta... Materiale, e proba materiale. Secrete și nu pot fotografia. Era un discurs de caracter, un discurs de faptul că munca de a strânge o informație nu înseamnă doar să ascunzi. Dar hai să citim finalitatea acestei fraze. După ce serviciul a transmis 1094 de informări, din care 965 au conținut posibile elemente constitutive al unor fracțiuni circumscrise evaziunii fiscale sau aspecte menite să fundamenteze implementarea unor măsuri de contracarare / remediere și în paranteză efectuarea de controle sau alte măsuri administrative. Și acum mie ce înțelegeți, domnul? Că a fost ministru de finanțe și avea teanacul la... Nu era de... N-am fost pe finanțe, am fost pe privatizare. Păi, practic, da, eu pot să spun doar atât, că și având și o experiență mai încoace un pic și anul trecut și... Așa. Păi, bun. Știu, ideea este... Știu. Eu știu. Așa. Așa. Chestiunea asta în felul următor. Dumneavoastră când angajați oamenii, trebuie să știe să scrie, să citească, trebuie să aibă o profesie. Problema? Da. Acest raport, adică raportul este trebuie și el întocmit. Atenție, este aprobat. Trebuie și el întocmit de o persoană care are o anumită competență profesională. Sunteți de acord? Dar eu nu discut mai de mai grav. Și de modul în care îi faceți dreptate. Îi faceți proști ăștia de la SRI. S-au dat în fapt. Acolo e prostia. Dacă scrii contracarare și remediere... Eu zic că... Da, știți ce? Eu zic așa să vă împac. Nu, dar ce problemă? Statul a aprobat, și a aprobat Parlamentul României acest raport. Valentin Ionescu admite și îi dau dreptate că au fost niște proști că au trecut chestia aia raport. Un pic. Da, pentru că s-au devoalat, autodetonat că făceau tâmpenii de alea pentru prostia se plătește. Amănuntul este foarte important. Ce a spus Daniel Florea? Odată ce ai documentat, ai fotografiat, ai strâns documente ca să faci o notă informativă la SRI, când ai intrat în unitatea SRI-ului, devine informație și documentul devine secret. Nu mai poate fi scos din unitate și dat procurorilor ca să facă dosare penale. Ce crezi că va face Ghiță? Îl cunoști foarte bine, ai lucrat la Prahova, poate l-ai și lucrat pe Sebastian Ghiță, te-a lucrat și el puțin după aceea, da? Așa a fost viața? Da, nu asta e problema. Ca între colegi. Am vorbit, domnul Ionescu, în prima parte, o chestie foarte interesantă. Noi am lăsat un pic în aer, n-am putut să terminăm subiectul, că a venit publicitatea, dar s-a vorbit și de domnul Ovidiu Puțura, care a declarat ceva foarte interesant în partea asta a Comisiei de Control SRI. Ce vreau eu să nu las tot așa neterminat subiectul,
Păi spuneam că trebuie să ne uităm să vedem cine vorbește în fața comisiei, câtă credibilitate prezintă, etc., etc. Foarte corect. Problema e că depinde cu ce probe vin. Că dacă un astfel de om vine cu probe, nu mai contează calitatea lui. Poate să fie infractorul infractorilor, da? Din clanul interlope, nu mă interesează. Atâta timp cât vine cu probe, este foarte important. Holdea spunea în interviu că nu ne întâlnim, ne întâlnim cu sursele care oferă informații. Eu vorbesc tot din punct de care au probleme de moralitate, dar noi nu ne interesează. Care s-a întâlnit și pe infractori. La el scopul, scuza, am mijloacele. Deci m-am întâlnit și pe infractori. E, oricum, asta e munca de informații. Nu poți să te întâlnești numai cu oameni de elită. Da, da, contează ce informații pun oamenii ăștia pe masă la comisie. Avem însă problemă cu comisia asta de control. Și nu vorbesc neapărat de comisia de acum, ci istoric ei. Eu mi-aduc aminte foarte bine că Daniel Savu a vrut să vorbească atunci când era membru în comisie și n-a fost primit de proprii colegi. Sebastian Ghiță a vrut să vorbească, dacă o ce ți-aminte, n-a fost primit. Georgian Pop era cel care te-a și spânzurat la vremea aceea. Prietenul lui Mihai Tudose, premierul României, bun domnul Sebastian Ghiță, partener de afaceri. Da, domnul Sebastian Ghiță a vorbit multe chestii și dacă nu era el, acțiunile sale nu poate sunt determinante și au condus pentru căderea lui Coldea. Dacă nu era el, nu cădea Coldea, asta e pentru toată lumea evident. Din ce a spus domnul Sebastian Ghiță, nimic n-a fost preluat de comisie, da? Nici când a picat Coldea anul ăsta, da? Noua comisie care a venit începând cu ianuarie 2017. Comisia n-a preluat ceea ce vorbim noi de un an de zile sau ceea noi ce am mai... Pe parte că noi avem... Noi am făcut emisiuni. E foarte corect. Dar vorbesc de oameni ăștia politici. Dar nu au fost preluați. Nu au fost analizați ce au dezvăluit ei pe canale publice și mai departe. Pentru mine, ceea ce va veni să vorbească Sebastian Ghiță nu e important. Pentru că de unde e, nu știu câte probe mai poate să producă. Ce e important? Așa cum vorbeam probele tot timpul de probe, de ce a făcut SRI-ul, cum a adunat probe, e important ca această comisie să strângă documente efective. Păi tocmai asta este cheia și am discutat o jumătate de oră, Daniel Florea. Dacă această comisie nu poate face verificare în interiorul SRI, dacă actuala conducere a SRI nu livrează... Deci eu îl contrazic pe Daniel Dragomir și zic că nu se va face nimic. Ați văzut documente care atestă... Domnul Dragomir era în sufragerie? Acolo? Nu, nu avea cum să ajungă. Nu avea cum să ajungă? Care domnul Dragomir? Domnul Daniel Dragomir nu avea cum să ajungă în sufragerie. Bine. Dar putea dacă era... Nu făcea parte din elita SRI-ul. Haideți să vedem, apropo de Serviciul Român de Informații, este vorba aceea, gura păcătosului adevăr grăiește, să vedem imaginile care au fost extrem de dezbătute astăzi. Orlando Teodorovici, fost ministru al Fondurilor Europene și al Finanțelor, l-a luat gura pe dinainte și a recunoscut că a făcut și niște studii pe la SRI, pe care și le-a ascuns în CV oficial. Numai că, zice Orlando, gura păcătosului, zice, nu am participat sau m-am înscris la niște cursuri, n-am trecut pe la cursuri, pe la SRI, dar mi-au trimis acasă o diplomă după câteva luni. O întreagă nebunie. Deci, academia, mari profesori, cursurile astea de masteranți de la SRI nu se fac. Și doctor. Nu se fac. Le primești prin poștă dacă cei de la SRI te iau un, cum să spun eu, un sistemul lor de învățământ, da? Haideți să vedem declarațiile absolut halucinante. Astăzi, cei de la Academia de Informații a SRI au spus că decanșează un control.